Un bărbat a ajuns să fie cercetat penal de către forțele de ordine din cauza încăpățânării. Sâmbătă, bărbatul de 34 de ani a băut mai multe pahare de alcool și marea sa greșeală a fost că s-a urcat la volan. Pe o stradă din comuna Văculești, bărbatul a fost tras pe dreapta de polițiști. I-au pus fiola la gură, iar etilotestul a indicat o valoare de 0,90 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Însă, conform procedurilor legale, individul ar fi trebuit să ajungă și la spital pentru a-i se preleva mostre biologice de sânge, însă a refuzat. În urma testării cu aparatul alcool test a tânărului de 34 de ani, valoarea rezultată a fost de 0,90 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Acesta a refuzat prelevarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Tot sâmbătă, polițiștii au mai oprit un autovehicul, doar că pe raza comunei Răchiți. După ce i-au cerut actele la control și au recurs la verificări amănunțite, au aflat că bărbatul de 41 de ani, tot din aceeași comună, are dreptul de a conduce autovehicule suspendat. Astfel, bărbatul este cercetat penal pentru conducere fără permis. De asemenea, ieri o tânără de 22 de ani din Hudești a ajuns să fie și ea cercetată penal. Tânăra s-a urcat la volanul unei mașini, însă nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.